Ce zice Dumbrăvița a suferit cel de-al doilea eșec consecutiv în deplasare la Ceahlăul Piatra Neamț. A fost 2-0, iar la pauză gazdele conduceau cu scorul de 1-0. În urma acestui eșec, ce zice Dumbrăvița rămâne cu 19 puncte și cade pe locul 16 în Liga a doua. Ultima victorie a alb-verzilor în campionat datează din 21 octombrie, un 2-0 acasă cu CSM Alexandria. Posibilitate de contraatac pentru Dumbrăvița. Martino pe partea stângă atacului timișan este Ekmekci. Îl are face în față pe Tara Duda. Foarte bine, Ștefan Crel!